Caz excepțional la un liceu din capitală, o fetiță de 9 ani a ajuns pe patul de la spital după ce spune că a fost bătută crunt de un coleg de clasă. Acuzațiile sunt confirmate și de colegii copilei agresate. De cealaltă parte, mama băiatului spune că fiul ei e învinuit pe nedrept și o acuză pe bunica elevii agresată că i-a lovit copilul. Elevii spun că incidentul a avut loc în timpul unei ore, dar profesoara nu a reușit să intervină. Fetița a fost internată timp de 7 zile, iar astăzi a fost externată și ne-a povestit prin ce a trecut. Eu prima rezama de scaun și el a pierdut într-o joacă despre cum împușc și l-am pus capi din șapil, s-a sculat, s-a nervat, mai întâi ne-a tras cu pumnul după șapă aici. Și apoi a luat penarul și ne-a tras în cap, dar eu credeam că cărțile le-a luat, că așa e de greu era. Și apoi el s-a sculat din bancă, a venit, eu credeam că a spus lui doamna profesor, dar el a luat geanta și în cap ne-a tras în ei. Și apoi cu pumni în ochi, în mâini, în nas. Și apoi după aceea a luat cu pișoara, apoi a dat în mine în burtă și în pișoare. Acest lucru îl povestesc și alți copii care au văzut scena, iar unii părinți au înregistrat relatările lor. A luat scenarul și a început să dea pisica de două ori. Apoi cu pumnii s-a sculat din geam, din bancă și a început cu pumnii să dea de 6 ori în ochi, dar și în burtă de tare multe ori. Și apoi i-a luat geanta aia și a început să ia să dea și față dureros era, pentru că pentru dânsa a început a plânge. Incidentul a avut loc într-o clasă de a patra la liceul Mihai Viteazu din capitală, în timpul orei de muzică. Deși era în sala de clasă, profesoara a văzut bătaia mult mai târziu, iar copiii spun că în acel moment erau pornite boxele la volum mare. Fetița agresată este crescută de bunica ei alături de cei 4 frați ai săi. Femeia spune că a fost anunțată despre cele întâmplate de o elevă și că imediat cum a ajuns la școală a fost înconjurată de colegii fetei care, șocați, nu-și dădeau rând să-i povestească ce au văzut. Pii m-au înconjurat, nu au început tăți să-mi spună adevărul. Ia uitați-vă și tare, au bătut-o și nimeni nu a aparat-o. Profesoara era ocupată acolo, boxele și alea hodorogie și nu a reacționat. Femeia susține că angajatul din pază nu i-a permis să intre în școală, dar că a încercat să discute cu băiatul care i-a agresat nepoțica, un coleg de clasă de-al fetei. Școală nea nu mi-a dat voie pază, că a zis că n-aveți dreptul. Eu am spus, iată situația și pe urmă ați veni, doamna directoare nu e ocupată, acolo nu l-am pălit. Doamne ferește, eu numai m-am apropiat de dâns și am întrebat și s-a întâmplat, și ai bătut-o dar el a spus așa, cine ești tu, fă, niște prostii, mi-au spus niște prostii, ne-a nerușine să le repet. Bunica fetiței povestește că la câteva ore după ce a fost bătută, copila a început să se simtă rău și a chemat ambulanța. A fost internată la Spitalul Municipal de Copii Valentin Ignatenco, unde s-a aflat timp de 7 zile. Medicii spun că fetița a suferit o contuzie cerebrală și alte leziuni în zona capului. S-a făcut investigații prin radiografie, s-a exclus careva fracturi sau contuzii mai grave. A avut doar o stare de comoție cerebrală, gradul 1, cu contuzie zislor moi, superficiale, fără anumite excoriații sau plăci și reacție la factori de stres. Acum ea este sub tratament? A fost externată cu recomandări de tratament la domiciliu și supraveghere la neurolog la loc de trai. Pe de altă parte, mama băiatului acuzat că a bătut-o pe fetiță spune că învinuirile la adresa băiatului ei sunt nefondate. Mai mult o acuză pe bunica victimei că i-a agresat fiul. Toate acuzațiile date sunt nefondate. Aceasta s-a întâmplat în timpul orei de muzică cu prezența profesorului în clasă. Bunica, după ce a fost situația, a venit în incinta liceului, l-a căutat pe copilul meu, l-a găsit după școală și l-a lovit cu pumnul în față și palmă pe față. Directoarea liceului spune că a aflat despre acest incident abia după finalizarea orelor și că a luat imediat măsuri. Și ea susține că fetița l-ar fi provocat pe băiat fără a preciza însă în ce mod. Noi am aflat cu regret despre toate cele întâmplate după lecții, când învățătoarea a venit și ne-a pus la curent că a fost agresată fetița de băiețel în urma unei provocări din partea dânsei. În situația dată, corespunzător unei instrucțiuni care este în fiecare școală, a fost imediat alcătuit un proces verbal, ședința extraordinară a Consiliului de Administrație. Am
încercat să discutăm cu mai mulți părinți care au copii în această clasă, însă majoritatea au spus că nu mai vor să se implice în acest conflict, pentru a nu avea probleme cu administrația școlii și cu profesorii. În spatele camerei, aceștia ne-au spus însă că băiatul a fost agresiv de mai multe ori și cu alți copii. Mama copilului nu neagă acest lucru, dar spune că toate problemele au fost rezolvate. Mai sunt și alți părinți care spun că, iată, copilul dumneavoastră este violent și au mai fost asemenea situații. A fost, cred că sunt două, trei mămici care au fost divergențe între copiii noștri, dar noi am clarificat la liceu. Copilul meu nu e cel care să înceapă inițiativa de a lovi sau când este lovit, el reacționează. Despre acest incident au fost anunțate și organele de drept, care adună acum material probatoriu pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Potrivit unui sondaj Agenda Consulting, 73 dintre elevii chestionați au afirmat că au asistat la scene de bullying între copii și adolescenți, iar sala de clasă este locul unde aceste scene au loc cel mai des.